Ediția cu numărul 45 a târgului de la Răcășdia a reunit producători mici de produse din carne, lapte, fructe, legume sau băuturi alcoolice sau non-alcoolice realizate în ferma proprie. N-au lipsit produsele tradiționale, cele montane și cele atestate ecologic. De asemenea, nu au lipsit nici producătorii și comercianții de material săditor sau produse fitosanitare sau crescătorii de animale mici. Am venit la câmp, la piață, la târgul de primăvară cu pom fructiferi din toate speciile. E cam târziu un pic că vegetația e plecată, dar avem și meri, și peri, și cireși, și din toate speciile câte ceva. Aceștia se pot planta. Avem pepiniera de la Gârliște și Caransebeș și suntem local de aici, cunoaștem toate soiurile care se pretează pentru zona noastră. Să prind și acum, la momentul acesta, mai reducem din coroană. Venim aici peste 10 ani. Asociați venim sucuri de fructe, răchiuri, siropuri, gemuri, fructe. Ce caută, ce se vinde cel mai bine? Da, totdeauna pentru fiecare produs se găsește de mafie. Depinde. Unii doresc cu fruct, alții doresc cu bucătărie. Cu păsări de rasă. Brahma Hermina deschis, Brahma Columbia și Viandot. Cum sunt prețurile? 300-350 perechea, negociabil, 1,5 milion bucata, na, așa. Sunt interesanți? Da, destul de bine, da. Cum se crezi? Ca și o pasăre normală, nu se crezi greu. Porumbei poștași, porumbei jucători de Buda, apoi satineți, mai multe soiuri de porumbei, mai multe rase. Nu... Uica i-am dat o turturea râzătoare. Noi îi spunem porumbel de cucuruz. Cântă cucuruz și râde. Aia e turturea râzătoare. Sunt interesați? Da, sunt interesați. Depinde. 50 de lei bucata, 30 de lei bucata, 100 de lei bucata. Depinde de soiul, de... porumbel. O linie de găini creată de mine în decurs de 10 ani, eu le zic muțate românești. E o linie rezistentă, rustică, foarte prolifică. Viandos Splash, am avut și Brahma Hermina deschis, la care s-au vândut de dimineață. Iepuri de rasă, o rasă de găini mai specială, combatantă indian-malaeziană, o rasă ce provine din Asia, acolo se folosesc pentru lupte. La noi în țară se țin de ornament. E o găină care nu prezintă puf pe ea. Orice pasăre are pe supenajul ei puf. Aceasta fiind originară din Asia, probabil din cauza căldurilor, a generat un penaj fără acel puf. E doar pana și pielea. Ce caută oamenii? Lumea acum primăvara caută pui. Pui de găină, pui de rață. O ediție cu numărul 45, o ediție reușită. O ediție în care am reușit să aducem și mai mulți expozanți, am reușit să aerisim un pic, zic așa, să-i reașezăm un pic în târg, eu primesc în vremea. Vedem cam ca la fiecare ediție, fiecare ciclu agricol, primăvară, toamnă, are specificul lui, de asta și facem două ediții pe an. Organizăm aproape exclusiv pentru fermieri, pentru țărani, pentru oameni care vin să se informeze din surse oficiale, să vadă noile tehnologii din agricultură, să discute cu specialiștii. În primul mă bucur că este un moment extraordinar și că a ajuns la dimensiunile la care este astăzi. Și nu vorbesc atât prin numărul participanților, ci câte oferte sunt pentru participanții de aici și care se suprapun peste lucrările de primăvară, peste campania de primăvară. În mare parte sunt bunuri care sunt folositoare în gospodărie, dar foarte multe pentru ce înseamnă activitățile agricole, inclusiv semințe, pomi pentru plantat, diverse produse și așa mai departe. Și de ce nu inclusiv produse tradiționale? De frumusețe, o pasiune mai mult. Da, mai am acasă. Cum pe
Nu! Dar după cum este. Ok, fain, frumos. Flori. Foarte frumos. Ce vă atrage? Totul. E foarte bine că se face. Puișori. Ce faceți? Să-i cresc, pentru mâncare, pentru ouă. Ați mai cumpărat? Merg bine, sunt ușor de crescut. Acum i-am cumpărat prima oară, noi ne-am mutat de curând la casă. Cum vi se pare târgul? Foarte frumos. Păi ce frumos sunt. Îmi place cocoșul ăla, că e creastă așa într-o parte. Încercăm ceva diferit, nu? Din ăștia, nu, rasa asta nu, de-aia Bram am avut, dar în Australia, când locuiam în Australia. Nu, nu, aici ne-am... Am venit înapoi și ne-am instalat aici, da. Și-s pasionată de găini, nu prea știu eu prea multe, dar învăț, așa, cât un pic, cât un pic. Atracția târgului a fost de data asta cei doi struți aduși de la ferma din Moceriș. Organizatorii manifestării au fost Primăria Răcășdia și Direcția Agricolă din Caraș Severin.